Bine ai venit la 7 la 7! Astăzi vorbim despre Duhul Rugăciunii. În Ioan 4 cu 23, Domnul Iisus îi răspunde femeii samaritence în discuția pe care o au la fântână referitor la locul de închinare, că vine ceasul și acum a și venit când adevărații închinătorii se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este Duh, iar cei ce se închină trebuie să îi se închine în Duh și adevăr. Închinarea în Duh și în adevăr ne arată că rugăciunea omului nu mai depinde de locul în care se face, ci de starea în care se face. Închinarea în Duh și în adevăr înseamnă o comuniune cu Dumnezeu Tatăl, realizată prin rugăciune, călăuzită de Duhul Sfânt și prin mărturisirea adevărului. Așa cum ne-a fost prezentat în devoționalul de data trecută, adevărul este însuși Domnul nostru Iisus Hristos, iar rugăciunea noastră în adevăr este făcută în numele Lui, după cum ne învață în Ioan 14 cu 13, și doar atunci când dorințele și gândurile noastre devin dorințele și gândurile lui Iisus Hristos. Rugăciunea în Duh este rugăciunea inspirată și călăuzită de Duhul Sfânt, prin care ne este descoperită care este voia lui Dumnezeu potrivită cuvântului Lui. În Faptele Apostolilor, la capitolul 10, Petru se ruga în Duhul pe acoperișul casei și acolo el a primit viziunea potrivit căreia Dumnezeu Tatăl îl trimitea la neamuri ca și ei să primească mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Dorințele și gândurile pe care Duhul Sfânt le naște în inimile noastre atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu sunt adesea tânjiri după voia lui Dumnezeu, pentru că așa cum este scris în Efeseni, El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. De multe ori am primit și eu instrucțiuni clare în timpul meu de rugăciune cu privire la anumite situații sau persoane. De asemenea, eu însă mi-am fost încurajată și întărită în urma mijlocirii cu suspine negreite a Duhului Sfânt atunci când am venit înaintea Tatălui cu Duhul meu zdrobit. Duhul Sfânt ne inspiră în viața noastră de rugăciune nu doar în cereri și mijlociri, aducându-ne aminte de nevoile noastre personale sau ale altora, ci și atunci când dorim să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu. El ne aduce aminte că promisiunile Tatălui în cuvântul scris sunt mult mai mari și binecuvântările din viețile noastre pentru care să îi aducem laudă și mulțumire. Este mare putere atunci când intrăm în rugăciune printr-o atitudine de laudă și de mulțumire, așa cum și David a experimentat când spunea: intrați pe porțile lui cu mulțumiri și în curțile lui cu laudă. Nu de puține ori starea mea inițială s-a schimbat complet, așa încât nici nu am mai trebuit să vin cu cererea mea înaintea Tatălui, pentru că deja se rezolvase. În Efeseni 6 cu 18, Pavel ne îndeamnă să facem în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Haideți să ne lăsăm îndrumați în rugăciune de Duhul Sfânt, ca să putem experimenta dragostea stăruitoare a lui Dumnezeu și voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită pentru noi și cei din jurul nostru. În Iuda, versetul 20, spune că: însă voi, prea iubiților, să vă zidiți pe credința voastră prea sfântă și să vă rugați prin Duhul Sfânt. În timp ce venim în rugăciune, în numele lui Iisus Hristos, noi venim printr-un singur Duh, adică Duhul Sfânt, care ne conduce în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea este adresată către Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos și sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Pentru a ne ruga după voia lui Dumnezeu și cu o inimă înflăcărată, avem nevoie de Duhul Sfânt. În Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, spune că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, este lucrarea Duhului Sfânt care ne face cunoscut care este voia lui Dumnezeu cu privire la ce ne rugăm, dacă acel lucru este potrivit voii Lui. Tot El este Cel care ne înflăcărează și ne dă putere să presăm cu intensitate în rugăciune. În Ieremia, capitolul 29, spune că: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Dacă încercăm prin puterea noastră să ne înflăcărăm inima, nu vom reuși. Din contră, doar vom obosi. Dar dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să ne miște inima rugăciune, să aducă acel zel, acea pasiune, atunci rugăciunea noastră va fi cu suspine negrăite și vom obține ceea ce cerem.
Duhul Sfânt este sfătuitorul, ajutorul, mijlocitorul și îndrumătorul care locuiește în noi, pe care Iisus Hristos ni l-a promis după ce El urma să plece la Tatăl. Să ne rugăm prin Duhul Sfânt înseamnă să ne rugăm așa cum El ne inspiră și ne călăuzește. Trebuie să realizăm că suntem dependenți de Duhul Sfânt dacă vrem să ne rugăm corect și să avem biruință în rugăciune. În Zaharia, capitolul 4, versetul 6 spune: nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Adică dacă vrem să obținem ceva în rugăciunile noastre, nu o putem face prin abilitățile cu care am fost înzestrați în mod natural, ci doar prin puterea Duhului Sfânt. Când mergem în rugăciune, să spunem: Doamne, eu nu știu să mă rog cum ar trebui, depind complet de Duhul Tău Sfânt, ghidează-mă după voia Ta. În pilda văduvei stăruitoare, din Luca 18, Iisus ne învață cum trebuie să ne rugăm întotdeauna, să nu ne lăsăm și să nu fim descurajați. El ne cheamă să perseverăm, să insistăm și să nu ne dăm bătuți. Iisus ne spune că atunci când ne rugăm și răspunsul nu vine imediat, când ne rugăm persistent pentru o perioadă mai lungă de timp pentru ceva și apare nu s-a întâmplat nimic, să nu tragem o concluzie și să spunem că rugăciunea nu are rost și că nu funcționează. Dacă acel judecător care nu se temea nici de Dumnezeu și nici de oameni nu era rușine, adică nu-i păsa și nu se temea de ei, nu avea niciun motiv în inima lui pentru a face ceva, dacă acel judecător a putut să fie mișcat și făcut să acționeze prin acea insistență iritantă a văduvei, cu cât mai mult Dumnezeu, care este dornic să asculte rugăciunile noastre, va fi mișcat și nerăbdător să acționeze atunci când ne rugăm. Duhul Sfânt este Cel care împuternicește rugăciunile noastre și le poartă către Tatăl în numele Lui Iisus. Duhul ne luminează mintea, ne mișcă inima, ne dă libertate de rostire și libertate de exprimare. Rugăciunea prin Duhul este întotdeauna biruitoare. Amin. Haideți acum să ne rugăm. Doamne, noi recunoaștem dependența Duhului Tău cel Sfânt în viețile noastre pentru o viață de rugăciune după voia Ta. Te rugăm să umpli inimile noastre cu pasiunea și dragostea Ta și să ne călăuzești în tot adevărul. Învață-ne, Duhule Sfinte, să fim perseverenți și să nu ne dăm bătuți până nu ieșim biruitori. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. Amin.